Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că se opune vaccinării obligatorii a populației, deși încurajează campaniile de imunizare împotriva COVID-19. Reprezentanții organizației nu pot accepta măsurile de constrângere pe care state precum Germania, Marea Britanie sau Statele Unite le au în vedere portătoarea de cuvânt a Organizației Mondiale a Sănătății, la ceib a declarat că imunizarea nu poate fi obligatorie în cazul niciunui tip de vaccin. Anunțul a fost făcut în contextul aplicării unor posibile măsuri care ar impune populația anumitor state să se injecteze cu dozele împotriva COVID-19. Printre țările care figurează pe această listă se numără Germania, Marea Britanie și Statele Unite, în ciuda opoziției populației. Chiar dacă OMS sprijină procesul de vaccinare la nivel mondial, reprezentanții să anunță că imunizarea nu este suficientă. Măsurile de prevenție ar trebui put pus în aplicare cu conștiinciozitate pentru a evita orice risc de infectare. Acestea variază de la utilizarea măștilor până la spălarea frecventă a mâinilor, aerisirea locuințelor, distanțarea fizică și evitarea locurilor aglomerate, transmit cei de la OMS. Până în momentul de față, în Spania, Franța, Canada, Marea Britanie sau Germania, aproximativ 60% din totalul populației a fost imunizată cu schema completă de vaccinare. În schimb, în Statele Unite, doar 50% dintre cetățeni au primit ambele vaccinuri. Aproximativ 4,4 miliarde de doze de vaccin împotriva COVID au fost administrate în întreaga lume până în prezent.